Vezi să nu-ți rupi aparatul dental. Mari, te pup, te iubesc. Eu
și popor, eu mă piș în rezervor. Nu o să spier acum, pentru că dacă o să spier, jumătate din live-ul ăsta va ieși afară. Exact, mă. Ce părere îți faci? Promit că mâine voi urla, dar momentan nu vreau să urlu. Mă aud bine? Da, foarte bine. E bine, e bine, e foarte bine. Bună seara tuturor! În mai puțin la... În mai puțin de 35 de minute vom intra în clasament, oameni buni, și ești vrea să fiți aici cu toții ca să ninge. Ce matematică ai fă în capul tău? E 23-36. Care 35 de minute? Câtă matematică ai făcut la școală? Păi nu mai sunt 35 de minute până la... Nu, ia mai numără o dată. Ia mai numără o dată. 25, îmi cer scuze. Așa. Haideți cu patru trandafiri să ne fie pe ochiul maro. Doamne ajută! Cristina, da, da. Să fii bine. Să fii bine. Palațul te pup, te pup. Palațul te pup. Am reușit. 1-0 pentru mine. Ok, 1 egal.
Nu știu, dar a fost urât ce s-a întâmplat și îmi pare rău. Sunt aici de față cu toată lumea, nu știu de ce sunt aici. Am venit la fața locului ca să-mi iau salariu. Nu înțeleg nimic și da, ai înapoi legătura de mărar de pe picioare. La cine trimis făpuse? A, suntem în direct, mă scuzați. Fac un story, da. Nu pot să cred că te-ai pășit. Nu. Auzi, poți să faci așa? Fac capra cu trei iezi, vrei? Ascultă, fă, poți să faci așa? Cum? Dar nu se înțelege nimic, să aude super distorsionat. Încearcă. Dar nu vreau. De ce? Că mă fac de râs. Auzi, știi că la... Că... În mod normal, la ASMR, dacă ai vocea super fină, ca a mea, în momentul ăsta, nici măcar nu trebuie să șoptești, pentru că deja vocea sună super ok. Haideți să încercăm să vorbim ca la radio, dragii mei, mai avem 10 minute, te rog frumos să nu mă întrerupi. Mai avem 9 minute, facă-te Dumnezeu calorifer, până când eu cu sora mea, Ma, vom încerca pentru a 100.000 oară să încercăm intrăm în clasamentul săptămânal TikTok, loc în care nu putem intra din păcate, deoarece toți interlopii, bombardierii și criminalii României sunt deja practic în top. Este un lucru foarte greu, însă nu e imposibil, nu-i așa? Haideți să încercăm cu toții, până una alta vă las cu o melodie de fundal. Stați așa, fă. Ce melodie de fundal? Păi am eu, n-auzi?
Păi și am zis să fii atentă. Vrei să asculți și ideea mea? Sigur că da, spune. Capra cu trei iezi. Era o capră. Era o capră. Era o capră care avea trei iezi. Și a zis... Și a zis capră la iezi, la copii. Auzi, mă, dacă nu mai duci încolo să iau, da, să băgăm la mații. Hai că e cam muzica, cam tare, muzica ca... Așa e bine? Da, e perfect. Bun. Și-a zis capră la ghezi, auziți, mă, dacă când mă duce să iau de mâncare să băgăm la mați, eu o să fiu pe partea alta ușii și o să cânt... Trei cucuieți, ies dușa mamii de scuieți, că mama așa și știți voi mai departe și că când cânt eu asta, voi să știți că e măta. Măta voastră. Și copiii purate i-a zis, ofă mamă, bine, hai marș la produs. Hata domne, ea se ducea să ia de mâncare, era pe centură de o dracu doctorul, așa. Povești pentru copii. Pe partea ilaltă la jam, lup. La mea îi place de așa. Lupu a auzit asta. Trei este night, cat cutter. I-a plăcut direct și a venit la ușă când a plecat a bătrâna. Iulian te pup jos. A venit la ușă, a început să bată la ușă la copii. Trei este tarana. Și copiii au zis, mamă, tu ești, te-ai întors la produs. Și mai departe știți că a intrat lupul, a mâncat copii, unul a rămas, unul în groapă, a luat foc lupul, nu mai știu mai departe. A luat foc lupul la un moment dat. Iulia. Da, l-am povestit, gata. Auzi, dar eu cred că cel mai sic poveste este punguța cu doi bani. Vreau și eu să spun o poezie, dar aș vrea să dai melodia de la început și un pic mai tare, ca să vedem dacă se potrivește pe timbrul vocii mele. Sigur că da, sigur că da. Nu uita, mai sunt 5 minute până la clasament. Sigur că da. Mai tare. Iată aici. Povestea se numește Bulgărel. Mi-am făcut ieri singurel, din zăpadă, un bulgărel. Mi-a plăcut atât de tare, că l-am luat și la culcare. Să doarmă în pat cu mine, l-am învelit bine. I-am făcut și pijamale, dar a doua zi, păcat, a dispărut, nemâncat. Și-a făcut și pe privat. Și-a făcut și ce? Că n-am auzit. Okay. Și-a făcut și ce? Pipi în pat. A făcut pipica. A făcut pipica în bulgarelu. Da. Mai avem una. Ce să zic? Dă-i mai muzica, ce faci? Gata, fiate, ia-o de aici. Pisicuță, pis. Te-am visat azi noapte în vis. Te spălam, te pieptănam, fundă roșie îți puneam. Dar tu te-ai supărat. Hai mai du-te încăcat. Pe obraz m-ai zgâriat. Pisicuța, draga mea, de ce ești atât de rea? Hai mai du-te. Nu sunt rea, dar sunt micuță. Ia să-ți mai dau în puță. Să fac puște. Țâind. Și noi măcar în Schengen, dacă nu în weekly ranking. Repete poezia cu pisica. Deja am trecut peste ea, dar vom repeta, adică vom spune altele. Păi stai, fă cu rândul. Păi una tu, una eu. Păi ai zis-o pe asta cu pisica, acum eu.
ai zis-o pe aia cu bulgărele și ai zis-o și pe... Ah, da, adevărat. Că... Mai zi o poezie. Acum caut. Stați așa. Stați așa. Stați așa că caut și eu. O secundă. Două secunde. Doina, uite ceva dramatic. Doină, doiniță, de-aș avea o punguliță cu flori galbene în costiță, cu flori roșii pe guriță, de-aș avea o mândrulică cu ochișor de porumbică și cu sufletul de voinică. De-aș avea o bălărioară, înaltă, veselă, ușoară, ca un pui de căprioară. Mai sunt două minute până la intrarea noastră în clasament, te rog frumos să te concentrezi. Poezii horror, chiar că... Stai, eu vreau poezie horror, stai, că asta căutam acum. Hai, caută. Uite, creepypasta. Inger, ingerașul meu. Mai sunt două minute, fă. Moarte trec peste cadavre, mă înăbuș. Asta mă uitam și eu. Strig, mă zbat, dar nu reușesc. Ei mă calcă și mă julesc. Îi rog să mă salveze de focul mistuitor. Nimeni. Uite, gata. Vezi că mai puțin de un minut începe meci oficial. Concentrează-te aici. Oficial. În meci oficial, doamne, ăsta. Anonim. Am o emoție că s-ar putea să n-am oameni care să mă susțină. Este singura emoție. Eu n-am nicio emoție pentru că știu că nu mă va susține nimeni. Ca de obicei. Nu, eu zic de meci oficial. A. Hai să vedem. Ia să vedem. Hai să vedem în această seară. Mai sunt 10 secunde și începem acum. Doamne ajută! Haideți cu tap-tapul și între timp vă fac o poezie. Vă fac o poezie. Mulțumesc frumos, Iulian. Stai așa. Se aude muzica, da? Zici că e revelion. Sau să o dau mai tare? Suntem pe locul 34, jucăte și George. Continuați să dați like-uri, aprecieri, share-uri. Da, am fost pe 6 și direct 26. George, te pup, mulțumesc frumos, Iulian. Afară-i frig și înnorat și în sobă. Arde mama. De lustră tata-i spânzurat, iar eu mă tai cu lama. Stai să dau muzica mai încet. Mă enervează că începe așa. Palațul, te pup. Așa. A, unde am rămas? Cu lama, așa. Am rămas la lama. Ia, că e în avans. Pe jos stau frații mei întinși, sunt morți de o săptămână. În putrefacție au intrat și nimeni nu-i adună. Și sora mea cu ochiul scos se zbate într-o ladă, iar un alt frate stă întins pe jos cu o bârnă înfiptă în spate. Nu știu de ce. Stai că eu am citit altceva. Și sora mea cu ochiul scos se zbate într-o ladă, iar un alt frate stă întins pe jos cu o bârnă înfiptă în spate. Hai că a rimat, s-a terminat. Și nevasta e atârnată de o creangă în grădină. O cioară ciugulește în ce din inimă și sprin. Te pup, mulțumesc frumos, Ionic. În frigider, în puș de un chil, stă relaxat bunicu, iar din bunica a mai rămas degetul și buricu. Palațul, te pup. Am ieșit și din weekly ranking. Sunt în Rising Star. Haide să... Ioana! Oh my god! Wow! Ioana, te pup! Holy shit! Te pupela!
Te pup, Ioana, mulțumesc. Wow, let me follow you. Man, the props, te pup, Rosularisa, vă mulțumesc din suflet. Te pup, mulțumesc. Wow, I didn't see it coming. Te pup, mersi. Așa.